pe fundal de parcă, nu știu, ar fi o revoluție. Doi ani să merg la altă locație și văd că vine, sper să... Avem parte de un alt spectacol. Dragilor, mi-am găsit riadul, am avut ceva de mers și cu autobuzul și pe jos. Aici este falafel with hummus. Dar e super ok. Îndrăznit să ies cu camera. E safe mai ales pentru doamne. Am dat asta acasă. Am găsit un palat. Așa mi se întâmplă mie lucruri bune peste tot pe unde merg. Aici este zona de unde puteți să luați o caleașcă. Ia uite-i pe băieții ăștia. M-a văzut că fotografiez, filmez, mi-a cerut bani, i-am dat și... Tot ce filmați pe aici o să vă coste. Am încercat chestia aia, selu se numește, e ca un... Aici nu știu ce sunt cei cu băieții ăștia, niște dansatori, niște ceva, nu știu ce. O să tot încerce să vă convingă să cumpărați diverse. Iar aici este zona unde vând o grămadă de chestii. Tot. Doamna s-a enervat și l-a pus cu mâna. Am venit să mănânc tot la același local unde am fost și ieri pentru... Bună dimineața, m-am trezit super devreme și am zis să înregistrez pentru că, nu știu, rugăciunea asta de dimineață de la ora 5 și jumătate astăzi este foarte intensă, adică se aude așa dacă sunteți atenți. Pe fundal de parcă, nu știu, ar fi o revoluție acolo. Se aud foarte mulți oameni, imamul care cântă, dar nu e problema, nu e el. Se aude pe fundal. Mă întreb ce se întâmplă acolo la Marea Moschee. Da, interesant. Asta am vrut să vă spun. Aștept autobuzul ca să schimb riadul, să merg la altă locație și văd că vine. Sper să oprească aici în stație. Se pare că nu acela era autobuzul pe care eu îl așteptam. Trebuie să iau autobuzul numărul 6 ca să ajung la cealaltă locație. E deja super cald. E ora 1 și un pic și e o căldură foarte mare. Partea bună e că dimineața e răfoare, asta e ok, până la ora 10-11 e suportabil, apoi de la ora 11 avem parte de un alt spectacol, căldură super mare. Ce să vă zic, până acum îmi place foarte mult în Marrakech, îmi place în Maroc, există și zone bune și zone mai puțin bune. Acum de unde iau eu autobuzul este o zonă foarte curată, asta mă uitam în jur, e chiar curat pe jos, clădiri frumoase, șosele mari, curate, nu e nici trafic de ăsta așa infernal cum așteptam. Adică chiar mă gândesc și la opțiunea de a închiria o mașină la un moment dat, dar rămâne de văzut. Da. Dragilor, mi-am găsit riadul, am avut ceva de mers și cu autobuzul și pe jos. Sunt în Suc, în piața lor mare, unde sunt o felul de străduțe înguste, foarte, foarte frumos, o să vă arăt. Mi-am lăsat bagajul la Riad. Riad este mișto tare de tot. Camera este modestă, dar mă bucur că am un loc unde să noctez pentru următoarele 3 nopți și este și ok, internetul este bun.
Iar imediat cum am ieșit din Riad, am găsit un mini restaurant unde mi-am comandat un falafel. Sunt sigură că e gustos, abia aștept să mănânc, sunt absolut dignită. Haideți să vă arăt exact cum arată și localul unde m-am așezat. Și ca întotdeauna vă rog mult de tot, nu uitați un like, un follow, un subscribe și un share, mă ajută enorm, vă rog mult de tot, nu uitați chiar acum dacă puteți un like, mulțumesc mult! Aici este falafel with hummus, se numește. Iar aici este localul. Prețurile sunt destul de decente. Un falafel costă 35 de dirham, iar ei prepară totul aici. Da. Acum partea interesantă e să văd dacă reușesc să găsesc drumul spre cameră. Așa, cred că pe aici trebuie să merg. Așa, haideți să vedeți grădina cât este de frumoasă. Văd că renovează intens. Dar e super ok. E mult mai răcoare aici în interior. Ia uitați. Așa, pe aici trebuie să merg. Așa. Pe aici. Etajul următor. Ia uita și o pisică. Ce faci, măi? Ce faci, mă, ciucurelule? Stai la răcurică? Pe aici. Camera este aici în față, dacă găsesc și cheia. Haideți că am reușit să găsesc cheia. Așa. Sper să nu rup ușa. Asta este. Este o cameră pentru, cred că, 4 persoane. 4 persoane au loc aici. Un pat mare. Așa. Aici este baia. Partea bună e că, și o să vă spun imediat de ce am ales această cazare, este și curat și are aer condiționat. Deci este super greu să găsiți cazare în Marrakech la un preț bun, care să aibă aer condiționat și baie privată. Adică și la banii ăștia am dat 65 de euro pe 3 nopți. Am făcut treabă bună astăzi. Astăzi am îndrăznit să ies cu camera să filmez. E în siguranță, nu cred că o să am probleme. Ceea ce am citit eu pe internet, că cer bani, ok, poate că o să ceară bani în piața acolo, la Jemel Fna, dar aici unde mă aflu eu, în suc, în piața lor mare, pot să-i zic un fel de mega bazar, nimeni nu te bagă în seamă, nimeni nu te agasează să-și ceară bani. Deci e safe, mai ales pentru doamne. Să fiți atente, asta
spun pentru femei, pentru cele care călătoresc singure, să fiți atente, așa, în general, cum sunteți atente pe stradă, e aglomerat foarte mulți oameni pe scooter, adică chestii de genul ăsta banale, deci nu altceva. Iar pentru cei care nu sunteți obișnuiți cu stilul ăsta de viață, stați că acum trebuie să traversez, probabil că o să fie un șoc, e un șoc cultural, pentru că e cu totul diferit față de ceea ce noi avem acasă, ceea ce vedeți prin Europa. Dar mie îmi place foarte mult, chiar enorm de mult. Mă tot plimb prin țările islamice de ceva timp și întotdeauna îmi place ceea ce văd. Nu mă deranjează mirosul, nu mă deranjează gălăgia, aglomerația, totul e ok, din punctul meu de vedere. Haideți să vă arăt și împrejurimile, pentru că tot vă spuneam de aglomerație, ia priviți aglomerație. Peste tot ceva se vinde, oameni care vând câte ceva. De la lucruri, la mâncare, la bijuterii, la suveniruri, orice găsiți aici. O să vedeți foarte mulți turiști din Spania și din Portugalia, foarte mulți. O să vedeți marocani care vorbesc spaniola și vorbesc și franceza. Foarte mulți vorbesc franceză aici. Un lucru bun pentru mine, pentru că mă pot înțelege cu ei. Uitați ce frumos este magazinul ăsta. Gențile astea. Foarte frumos. Thank you. Asta este partea ce este orașul vechi, Medina. Sper să ajung și în orașul nou zilele următoare. Ce retras este locul ăsta. Foarte interesant. No, România. Ia uitați cât de frumoase sunt lămpile astea. Ha, ia uite, aolea, stai că asta n-am văzut-o. Mamă, ce cadă. Vreau și una de-asta acasă. Nu? Ok. Nu mă lasă să filmez. Dar măcar am filmat ceva. Am găsit un palat. It's a century palace. This part here, three storage, is going to be a restaurant and we have an art gallery inside. The building is 1,300 square meter. We keep the original architecture with a lovely collection of the antique. If you hear about the Riyadh, the real architecture of the Riyadh, now you are in a real Riyadh. The real? Yeah, house with a court. Always four gardens, fountain in the middle. With the female part in the house, always upstairs. So this is how it should look like a Riyadh.
Exactly. Authentic Riyadh. Nice. Thank you. What is your name? Iarna going to charge me. Dragilor, numai asta pot să filmez aici, ci că nu mă lasă să filmez și obiectele foarte, foarte vechi, dar mi-a zis că pot să filmez arhitectura locului, adică ce e sus pe pereți și așa, ci că sus tavanul ar fi din lemn de cedru, extrem de vechi. Da. Hai că cam atâta pot să vă las în filmare, din păcate. Așa mi se întâmplă mie lucruri bune peste tot pe unde merg. M-ați văzut acolo, am vorbit cu băiatul respectiv. Acolo e un fost palat vechi, iar acum vând obiecte de antichitate la parter. Nu m-a lăsat, din păcate, să filmez, doar ce ați văzut, bucățica aia așa scurtă pe care am putut să o fac cu telefonul, însă mi-a arătat obiecte extrem de vechi și extrem de scumpe, adică, exemplu, o masă de cedru, 25.000 de euro, o vază, 3-4.000 de euro, adică chestii foarte, foarte scumpe, pe care ei, din ce am înțeles, le trimit peste tot în lume. Foarte mișto. Mi-a povestit așa pe scurt și despre istoria acelui palat. Foarte frumos. Haideți că am început bine seara și o să termin și mai bine. Acum mă întreb spre piață. Să-i văd pe băieții cu șerpi, să-i văd pe povestitori, pe dansatori. O să fie o seară extrem de frumoasă și de animată. Este moschea cu Kutubia, cea mai mare moschee, dacă nu mă înșel, din Maroc. Foarte frumos locul ăsta. Aici este zona de unde puteți să luați o caleașcă și să vedeți orașul. Deci ce am înțeles, nu ar fi deloc ieftin, ar fi cam vreo 250 de dirham, 500 de dirham, foarte mult, 25 de euro, 50 de euro, da, mi se pare extraordinar de mult, nu știu dacă se merită, dar o puteți face, puteți să faceți asta, să luați o caleașcă și să vă plimbați. Doamne, cât de multe sunt! Ia uite-i pe băieții ăștia! M-a văzut că fotografiez, filmez, mi-a cerut bani, i-am dat 5 dirham ca să nu fiu chiar fată rea. Tot ce filmați
filmați pe aici. O să vă coste. Dacă o să vă vadă că filmați, o să vă ceară bani. După ce o să le dați orice sumă vreți voi, deci nu o să vă ceară, nu știu, suma anume. Le dați cât vreți, o să vă lasă să înregistrați cât doriți. Ia uite care e șarpele ăsta, Doamne. Uite acolo în spate, stau de vorbă cu unul. Atât de mult haos nu am văzut niciodată. Ăsta e locul unde se mănâncă. De seara, ca să vă spun așa cum stau lucrurile, de seara o să fie foarte multe locuri unde puteți să mâncați. O să apară tot felul de povestitori, de dansatori. În mod normal, ce am citit pe internet, cei care sunt cu șerpii și cu maimuțele ar fi doar pe zi, iar seara pleacă. Acum, nu știu, încă erau acolo. Am încercat chestia aia, selu se numește, e ca un fel de halva, așa. Da, un gust interesant, nici nu știu. Se simte scorțișoară, nucșoară. Da. Aici nu știu ce sunt cei cu băieții ăștia, niște dansatori, niște ceva, nu știu ce e aici. Ia uite-mă pe ăștia cu șerpi, Doamne, când îi văd, mă ia capul. O să tot încerce să vă convingă să cumpărați diverse chestii de la ei. Că voi decideți dacă vreți un șarpe în jurul gâtului. Da. Eu o să sar peste, nu mulțumesc. Mă uit și e suficient. Mă uit la sucurile astea de fructe de aici din spate. Costă 20 de dirham, adică 10 lei, 2,50 euro, nu e mult. Ia uite aici, condimente de curmale, 60 de dirhami, presupun că pe 100 de grame, da, 50-60. Iar aici este zona unde vând o grămadă de chestii, tot felul de chestii, săpunuri, henna, spray-uri, uleiuri, de toate. Thank you.
ce tare! Sunt curioasă dacă reușește vreunul. Uite, băiatul ăsta reușește. Uite, mai avea un pic. Câtă răbdare trebuie să ai. Doamna s-a enervat și l-a pus cu mâna. Îmi spiez nervii. Îți ia nervii pe aici. Da, greu, greu. Și ce, probabil că le dă cât o sticlă de aia. Ia uite. Am venit să mănânc tot la același local unde am fost și ieri, pentru că am mâncat bine și ieftin. Mi-am luat o supă și un cuscus de legume cu o apă, cred că undeva la, nu știu, 50-60 de dirhame, adică 30 de lei, cam așa ceva. Dragilor, aici se termină vlogul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit acest video până la sfârșit. Vă rog, nu uitați să lăsați și un comentariu și un like. Da? Știți deja că mă ajută enorm de mult. Iar noi ne vedem mâine. Vă pup! Pa, pa!